Stai așa. Gata. Ești în dreapta, da? Da, eu suntem în direct aici în fața caminelor de facultății de drept. Bună, Matilda. Da. am dat check-in împreună cu funcționarii la. Da. Așa. Ne îndreptăm în continuare spre Cotroceni. Alături sunt căminele de studente. Bună, fetele. Bună, fetele. Bune, fetele. Și de mine să nu zic. și de Mădălin să nu spune nimic pentru că el face poze. Da. Eu aș avea o propunere. Să nu mai mergem la Cotroceni, că e departe. Să mergem aici la fetele astea în cămin, că e cald. Și poate ne dau și nouă o apă plată. O apă plată? O... Dar am înțeles că aici se întâmplă pe o friptură, pe un parizer, pe o chestie de-asta. Adică e destul de ieftină zona. Fiecare după posibilități. Dacă ești anul întâi și nu știi zona... E timpul bun să înveți, să experimentezi. Da. Da. Să fii printre cei mai buni. Oricum am înțeles că e mai bine decât la Cotroceni să tremurăm dracu de frig acolo în fața, cum se cheamă, porților închise. Porților și închise, da și mai bine da. Mergem aici la fetele de la drept. Ele oricum le au și cu legile și știu și dau și ciocanul și cu astea. Facem. Ciocanul. Ce e cu ciocanul? Te învânați. Adică nu, ele oricum sunt obligate să învețe legile țării, trebuie să știe și legea, cum se cheamă, legea sănătății. Legea ciocanul, da, și a sănătății, da. Da, și da, mai da, și cu ciocanul venim noi. Cu ciocanul venim. La, da, bine. Într-adevăr. Da, na. Am zis că au și cantină, deci, practic, ar fi o chestie foarte bună pentru protestanți. O masă... Pentru protestatari, nu protestanți, protestanții sunt religie. Da, așa, ei sunt alții. Da. Am ajuns în față la operă. Demisio! Aici e parcul operei, poate ni se alătură și minoritățile sau da, persoanele care simt nevoia da. Să... Persoanele cu handicap. Persoanele cu handicap sexual. Da. Eu, cum am zis că sunt foarte mulți pasionați de ace. După aici. Ce strigăm jos Băsescu, mergem în El Dictator. Mergem în El Dictator după ce strigăm jos Băsescu, într-adevăr. Da. Avansăm în continuare. Ne-a întrebat o tipă la Cugălnicianu de unde suntem și ce film facem. Este un film mut, nemut. A, nemut. E în culori că suntem roșii. Da. Este un film roșu. Și așa. Mamă, fii atent, deci filmare. Ce? Doamne, se cheamă conținut adică... video blogging, nu ca ăștia. Mersi frumos pentru lumina asta era. Era. Da. În sfârșit mă văd și eu. De aia sunt roșii, nu știu ce dracu. Era roșu de la lumina aia altă. Cât de la felinare. Ți-ai zis că nu suntem destul de haioși. Voi sunteți extrem de haioși. Nu, lasă-l, tăiem, îl montăm după da, aia. Da, mă, deci cum ar fi, trebuie. Dacă ar fi venit Luciano Pavarotti aici? Cum ar fi fost dacă ar fi venit Ciubătaru? Dacă erau oamenii recalcitranți aici la meeting. Dacă no, degenera meeting-ul. Uite, dacă ajungem la Cotroceni acum și era o idee bună. Cât timp strigi și faci gălăgie, să fie cineva aici să ne dea o carte, o apă caldă, o ceai, un suc. Hai să ne mutăm așa să avem și noi în spate opera să se vadă da, frumos. Da, să părem intelectual. Să vedem opera, mă, mai în jos. Nu. Uite, aici puteau să vină niște soprane să ne... Să participăm la o ediție aici. O ce? Nu, dar îl facem video. E mai răi. Mersi. Da, jurnaliștii care încearcă să înțeleagă de ce noi facem live în timp ce mergem. Lasă-mă, și de ce filmăm în 2-3 ani o să vedem și așa ceva live streaming. Măi, ai văzut cum e că a apărut Joana, bă, la micu, cum îl cheamă, columbeanu, care au filmat materiale video pentru să le pune pe internet. Candidezi la ceva? Hai să... Da, Piticu? Nu. Lasă, rămâne. Întâi să-mi fac buletin de București ca să candidez la primul. Eu am viză. Și eu am viză. E chiar în spate, în geantă. Cum crezi că va evolua live blogging-ul sau, mă rog, blogging-ul video în România? În sus. Sus live blogging-ul! Vreau wireless! Într-adevăr. Da. Stai, că a venit domnul. Ăla-i. Pe cine să țineți? Pe cine să țineți? Nu pe Băsescu. Noi suntem pentru aparat. Pentru aparat de pro. Veniți cu noi? Da. Mergem la Cotroceni. Da, mergem.
Hai, e cam departe. Da, toată lumea merge la Cotroceni. Păi aproape, da. Stai să-mi dacă vine. Mai filmez, mă? Nu mai filmez, gata. Suntem aici în fața palatului Cotroceni. Atmosfera este infernală, aproape incendiară. Suntem o mână de vreo 50 de oameni sau 52. Mulțumesc, andează lozenci antiprezidențiale, antiguvernamentale. Da, încercăm să ne facem loc prin mulțime. Cum vedeți, din spatele meu iese fum deja. Atmosfera incendiară. Atmosfera este chiar incendiară. La propriu. Mi s-au alăturat și reprezentanții ai... social media. Ai, da, blogări, oameni importanti. Demisia! 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 Mi-a părăsit un artizan ca să mă aici alături. Demisia! Demisia! Ce... cum vi se pare acest... concert sau la ce suntem noi aici? Nu știu, cred că este tare. Un fel de... A, se aude? Acum se aude. Mulțimea este ușor timidă, dar începutul este bun. Tot începe cu o scânteie. Hai, frate! Da. În această zi norocoasă de 13 ianuarie 2012... De ianuarie, frate, de ce? Mie cam mă simt de parcă ar fi vară și de parcă ar fi la o terasă la o bere. Mulțimea s-a încălzit și iată că și vremea pare mai caldă. Da, da, da. Mihai, tu ce spui despre acest protest? Te auzi din nou. Background. Da, este ceva deosebit. Vreau să vă rog foarte multe chestii. Mâine dimineața va fi altă țară. Da, cum chiar spunea... putem să numărăm cât mai este până mâine dimineața. Cum spunea Cristian pe Twitter mai devreme, că din tot acest protest, protestatare se vor alege un album foto de la mine. Ocazie cu care vă rog să vă tăguiți un album foto de pe Facebook ca să măcar să știe lumea cine a participat la protest, cine nu. Să știe să vă ia securitatea din casă direct. Nu mai vă caute. Emisia! 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 Să primească banii, să domnicească că au fost aici la protest. Emisia! Aici să face treabă! Aici este realitatea! Emisia! Ăsta e protestul acolo-i pe atunci. Asta este adevărata Românie, nu cea de la televizor. Adevărata Românie, da, nu cea de la televizor. Citiți aici. Piticu, vă pup, vă iubesc.